Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din GTA 5. Avem aici să discutăm planuri de afacere. Dacă trebuie să intru prin strip club. Suntem cu Trevor, care e beat și mort. Horny girls, wow. Ce naiba s-au de înăuntru? Dar cu Trevor e mort. Nu mai știu de ce te-am văzut, lol. A, ah, păi, wait, stă acolo toată ziua. Hai să vedem, să discutăm planurile astea la strip club aici. Pentru heist-ul mare. Sau de calculatorul de 99. Sper că tu și Michael voți, vă veți înțelege. Adă-l pe Franklin, ce e cu Franklin? Why? Because I've squealed like a bitch so far? Hey, you ain't seen nothing yet. You know, a bit of heat. A few years back there in the Midwest, and your boy Michael, he changed his name. Da, un pic de poliție pe el și a schimbat Michael numele. Sorry, I'm late. Oh, am întârziat. Chiar vorbeam despre tine, Michael. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. Nu știu câteva ori și nu o să mai vorbim și despre mine. Fuck you, excuse me. Ajunge. Thank you. Okay. Nu se suportă deloc băieți momentan. Avem două opțiuni cu heist-ul ăsta. Opțiune 1. Furăm mașinile alea cu armură. Luăm oamenii din ele ca ostați și ne infiltrăm în depozit. Și încărcăm bani în mașinile astea. Opțiunea 2. Facem o distragere. Credem că suntem nebuni. Trebuie să-i convingem de asta? Și gluma lor. Ceilalți băieți o să ia ce pot, eu o să distrag. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Bă, parcă-ți prefera să ne infiltrăm în mașinile alea cu armură, cred că-s mai sigure. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. Ah, nu. If you're drilling a big old hole, you need a big old drill, a tunnel bore machine. O să avem nevoie de un drill mare. You have to steal it and store it near the bank. Da. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's mai bine să decât să-i forțăm să ne dea bani, că o să chemă poliția. O să chemă poliția, da. Trebuie la un elicopter, celălalt o să fie recumpărat. Să modificăm o mașină ca să scăpăm cât de repede putem. O să ne vede un tren, să punem aurul pe el, să-l ducem la garaj. I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? Doamne, vede tipul ăia. You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. The normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Nu avem nevoie, trebuie să avem o suspensie mai tare pentru mașinile astea, 4 tone. Suspensia normală va ceda. Fuck me. 4 tone de gold, lol. Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off the scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Ah, prima e subtil. Să intrăm încet. Subtil sau tare? O să iau subtil. Hai, vreau. Okay, well, it's gonna take a big crew. Să avem nevoie de un crew mare. Doi oameni cu arme, doi șoferi și un hacker. Primul om cu arme vine cu mine în bancă. Ok. Celălalt e acolo cu mașinile și se duc ostatici la un safe house. Pot să le iau pe șef. E la fel de bun ca asta și mi-a puțin. Ok, șef.
Weapon choice. O să luăm pe Gustavo Mota. They gotta be okay. Driver number one, da, mersul în FIB a trebuit să fie cei. Is gonna be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number two helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. O să avem nevoie de un șofer bun. Now you can count on him to get you out of a spot. This girl, Taliana, she's supposed to be good. Și că e destul de bună. Și o să lucreze pentru mult mai puțin decât e nevoie. Ok. Asta, dar am întâlnit-o cu Trevor atunci. Dar era lovită acolo jos. Hai că o sparg în sistemul de trafic. Cum mai zice, când a găsit-o Trevor atunci e un accidentat. Asta e cel mai bun. O să apă pe aici, Harris. Doar o șansă avem pe asta. Da, așa ne băgăm. L-am luat și pe șef al lui Trevor. Avem mașinile alea modificate, nevoie de ele. Nobody asked you. Nimeni nu te-a întrebat pe tine, lu. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work. Ar trebui să meargă. Come on. I'll take you to the equipment. Avem și pe șef. E ok. Taliana aia lucrează pe puțin bani. Ce conține destul de bine. Oricând încerc să plec, mai dansează fetele o dată pentru mine. Eu sta aici de luni bune. Mă sună Ricky. Ce mai vrei? Știu că o să-ți fie greu să crezi. Dar e greu să îmi găsesc un job. Trebuie să mă ajuți. Dacă e ceva, te sun. Mult noroc. N-am ce să fac, frate, dacă nu ești bun ca hacker. Ce mai vrea Dr. Friedlander? Să nu mai ne certăm. Să... Da, să lasă nervii să iasă. Și-a găsit locul cu fata aia care era mai tânără pentru el, dar... E faină. E pe nu știu ce munte aici. Ce naiba? Ce e aici? Cineva mi-a luat geanta. Ia stai tu jos. Ia stai tu, șefule, jos. Șefule, stai mă jos, n-auzi? Șefule, stai jos odată. Opa. Mă calcă tirul, ești nebun. Poliția vieții, tu de ce tragi mă după mine? Ia ești tu de acolo. M-am mai făcut cu 500 de dolari, ok. Nu mai îmi pleacă cazanul. Du-te mă de acolo. Oho! S-a reparat clădirea asta, nici nu pot să văd sus. Asta e problema. Problema e că mă urmărește poliția vieții. Hai mă că-i dăm la... De fapt noi, hai să nu băgăm coduri. Hai să scăpăm normal. Mă bag aici în parcare. Nu o să mă mai găsească nimeni aici, bănuiesc. Ok, mă ascund aici. Dacă nu mă văd aia care trec pe strada aia, e perfect. Ei tot mă caută, dar... N-au cum să urce pe acolo. Opa, și ce se... Morți măsii, că ieșea poliția din mașină și vedeam. Nu mă ascund aici, bine. A, mă bag în construction site, păi. Mă
Mă ascund și-o frumos aici. Nu o să știe nimeni unde sunt. La ce stă Michael aici. Dar parcă mai are rost să mă ascund. Uite motorul. Și uite un far spart. Am scăpat și de poliție. Mă sună Tracy. Johnny, ești în regulă? Da. Pentru că au venit Meriwether la noi în casă. Mă ocup de aia. Banii nu contează când ești mort, tată. Știi, ești Tracy ce zice. Mă, parcă trebuie să-mi punem și o mașinuță asta, hai să o tunăm, că tot zic o tunăm, că o tunăm, că o tunăm și n-am mai tunat-o, bă. Hai să-i o tunăm și tu, Michael, că... E frumoasă. Vreau să fac un negru cu verde, așa. Ok, să luăm car spikes dintr-o parcare. Mamă, cum e mașina, wow. Cât 10.000 mă costă să o repar? 350 de dolari? Tare. Da, cineva a tunat-o, deci chiar a tunat-o cineva. Uite, au pus și bumperul ăla în spate, motorul îl pune în 4, nu 3. Promarch, bun. Punem ultima grilă, că e mai mică capota, double vented. Claxonul, nu știu cine l-a pus, xenoane vă că avem. Vreau un verde. Lime green, uite așa. Nu aia, asta. Plate. Respray după aia. Roof rack, nu, o să-l luăm de carbon. Spoiler. Am un spoiler mic. Carbon wing. Hai să punem un carbon wing. Suspensia, transmisia, turbo vă că n-am. Roțile alea nu-mi plac deloc, sunt oribile. Uite, astea ar merge, să știi. Să le fac verzi. Uite așa un lime green. Și green tire smoke. Windows limo. Să-i facem aici un respray. Metallic, ia să vedem. Floare metalică. Verdele la unde e. Uite, lime green, mamă. Facem aici neagră. O să fac și full verde, da. Ar arăta într-un fel. O să vedem ce asta dacă merge. Black, uite așa e black. Hai, hai să facem verde, mă, de tot. Brown, blue, 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 green, green, green. Uite-mă așa, lime green. Ce părere ai de asta? Mașina lui Michael verde, așa frumos. Oho. Mamă. Frumușică. Mașinile muscle cars. El a tunat una, Lester. Ok, trebuie să verific e-mail-ul pentru locație, dar mai întâi să luăm de aici ce ne trebuie. Trip spike-urile alea. Îmi sună Jimmy. Ce, care-i treaba, Jimmy? Al ce bănuște Canyon One. L-a trolat pe cineva pe net. Și acum ar trebui să-l salvăm noi, cred. Da. Stall-em, kid. I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I-a trolat ăsta pe net, le-a făcut un mem și acum s-au supărat pe ei. Aoleo, doamne.
Jimmy, cum intri tu în toate problemele? Abia am revopsit mașina, băi, fraere. Lași-o și pe Jimmy, îți dai seama. Doamne, claxonul ăsta. Hai să mergem să-l salvăm pe Jimmy. Noroc că a putut să-i sune. Să mă sune, de fapt. Iar mă sună Jimmy. Să nu fii suspicios de nimeni din spatele nostru. Nu va omorî cu siguranță. Ia uite. Ai insultat o celebritate pe internet. Doar câteva comentarii. Niște limbaj colorat. Ok. Te-am blocat, te-ai făcut un cont nou. Iar te-am blocat, te-ai făcut un cont nou. Dar nu te-ai gândit că am bani să-ți urmăresc IP-ul? N-ar și la IP dinamic, ce sărăcie. Să nu-i omor pe răpitori. Doar să le distrug mașina. Ia-l sună Jimmy. E tata. O să vă distrugă. Ia a intrat în mâmpă ăla. Iat. Hai Jimmy. Te duc acasă, îmi las mașina aici. Mersi mult. Crezi că s-a terminat toată treaba? Da, a plecat de mult. I wouldn't go that far. Look, he thought you were a fat little nobody. Now he thinks... Careful! Now he thinks you're a fat little nobody with a badass. Acum știe că ai un tată badass. Și nu o să se mai apropie de tine. Hey! But I'm like his troll, Pop. You lunatic! Mai să-l pe Jimmy acasă. Să conduc o persoană normală? Da. Ce e un troll? Ca un joker pe internet. Glume de alea rele. Am înțeles. Glume care nu sunt amuzante. Nu înțelegi tu. Okay. Like the other day, he posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn son, that right there is one ugly ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. Oh, ce glume retardate. Nu cred. Acum poți părăsești mașina. Yeah, well, maybe that'll teach you to wind people up on the internet. La nu, uite aici la hotel, mă. Ok, acum pot să-mi continui drumul. Nu mai merge roata la mașină. O, e problemă. Mergem să luăm echipamentul pentru heist. Dă și mie infernul ăla. Mă sună Amanda. Ei, găsit? Persoanele care au trimis mercenari la noi acasă. Lucrez la asta. Suntem în siguranță? Ai spus că suntem în siguranță. Nu o să mai încerc din nou aia. Mă descurc, Amanda.
Vedem, om. Da, sunt sigur. Te iubesc ca banda și o să am grijă de asta. Ok. Ok. Îmi luat eu un Infernos, l-am împrumutat. Nu e ca și cum l-aș fi furat sau ceva, nu, nu. Mamă, ce pornire! Hai să luăm echipamentul pentru heist și vedem după aia care e treaba cu Devin ăla. Îl rezolvăm noi problema. Mamă, cât îi dă? Prinde ceva Inferno sau? Mă, ce naiba are GPS-ul, mă, tot... Dăm tot schimbă ruta așa, într-una. Doamne, bă, ce naiba, pe unde am intrat? Îmi schimbă ruta într-una. Așa, că întoarcem aici, a? Ok, și pot să virez? Ok, deci pot să iau pe aici. Ce... Doamne. Ce drumuri pe aici. Ei, dați-vă de-n drum. Te-am luat la ocazie. Haide! Mamă, dă-te bă, cam Inferno, stai Privus. Dați-vă și voi de-n drum, că nu-i problema. Au! Ce-ai făcut, bobiță? Opa, doi polițiști. Da, avem o stradă pe aici să ne băgăm. Ce drăguț. Bum, 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 bum. Poliția păzește aici echipamentul ăsta și noi vrem să furăm spike-urile astea. Țepii ăștia. Să fur duba de poliție, lol. O, mi-a intrat direct la poliție, ești nebun. Ce naiba. Da. Compresor. Cum a alertat așa repede poliția, frate? Vreau să luăm morșul în ce, da, vă, că n-am cum. Logic că poarta se deschide, adică... În civilitate, mă lasă să ies. Opa, fac, 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 fac. Belișcopterul. Mă bag în tunel aici, trebuie să mă pierdă. Nu cred că mă mai găsesc în tunel. Nu mă pierdeți-mă mai repede. M-au găsit, mă, proștii. A, a venit... Sulea spătarul după mine. Ne mai dă și boss prostul. Iată, prin trenul de normă. Hai că găsesc eu o zonă să mă ascund. Nu se poate. Merge după asta, deci că stă. Au. Ce naiba? S-a distrus duba, wow! Pișeam așa pe el de tren, bă. Steal the police van. Ok. Sar mă peste poartă, Michael, ce naiba? Deci e impound-ul. Nu, nu pot să intru pe nicăieri, mă, ce Dumnezeu. Uite o mașină cu geamă spart. Ne urcăm pe mașină dacă nu putem să sărim altfel.
acum. Mă, dar unde să ăștia, mă, dar alertează. Pui mei. Trebuie să fur dubă, asta e problema. Uite, îmi dă două stele acum. Da, uite, a fost furat reticulul. Atât mă interesează să nu mă mai prindă cu elicoptere, cu nebunicul. Mă bag prin tunel pe aici. Uite, mașina aia abandonată acolo. E de un vagon? Ce naiba? Hai să fugim pe șinele de tren, că văd că... Dacă mă vede el... Trenul ăsta încă merge și nu o să mai stau aproape de el. Gata. M-au pierdut proști. Ce Titanium Infinity Exhaust? Ia uite mă, știu, nu pot să trec de poarta vieții, Doamne! E și greu să o rupi. Cu duba asta. Da. Uite auto belișcobuzul. Bă, te mă așa. Că e poliția în misiune. Nino, 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 Nino. Pam, pam, pam. Faceți loc. Cine va parcarea aia, mă, pe bandă? Vreau treci pe ăsta aici, dar măcar s-a mai tras un pic. Mai luat niciun stres pe ei. Uite pe aici. Ah, mergem aici la strip club. Și lăsăm duba sub un pod. Ok. Third locations. Multi-story. Ah, uite mă că dacă n-avem hackerul bun nu ne arăta poza asta, ok. Hai să încercăm să găsim muscle car-urile la mai întâi sunt pe Lester, stai așa. Iau și o mașină de aici. Lester, I got the spike strip. Am strip-urile. După ce tunăm toate mașinile alea, o să ne băgăm tare. O score. Nu știu, fie aici undeva. Stai că mai uit un pic pe poză. Mai uit un pic pe poza. Ah, ok, am înțeles, nu e mai sus o leacă. Uite aici undeva. Sus de tot pe parcare. Să luăm și mașinile astea. Muscle car-uri. Ok. E tare și asta. Mașina mătii de gunoi. Mișcă-s căcatul ăsta de mașină. Bă, poliția vieții! N-ai mă cum, bă, m-a luat poliția pulii. Of, viața mea. Hai mă. Mai lăsați-mă o dată în pace, că m-am săturat de poliție. Atingi un pic poliția pe stradă și gata. Mai las-o în puii mei, frate. Trebuie să ajung sus pe clădirea asta. Păi nu are sens mai stau să fug de poliție, adică dacă tot putem să dăm cu cheat-urile astea să scăpăm de poliție, că nu-mi dau bani sau ceva. Nici nu merge și oricum nu făceam asta, dar în fine.
Mai am mult până ajung sus. Mă temă că am ajuns. Acum unde-i muscle car-ul meu? Ia uite-l. Bum 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 bum, ia uite-l. Frumosul tata din Otungu. Să-l ducem la Los Santos Customs. Opa. Dă-i seama cum satelizez pe o clădire, nu? Da. Fai de capul meu. M-am dus rău. Nu e asta problema oricum. Să ne-am luat pe ăla cu motocicleta. Hai să tunăm mașina asta. Facem pregătirile în videoclipul ăsta. Chiar câte misiuni mai avem din tot jocul? Tare curios sunt. LOL, 3 misiuni. Voi vedeți? 82% jocul. Tare. 3 misiuni principale, mă. Și care ar fi alea? Punem mașina aici să o punem. Haste preparation, mamă, bani trebuie să dau pe ele. Armură, bulletproof tinted windows, turbo, ok. Metallic or crew? Metallic black. Da, n-am prea schimbat mare lucru, dar în fine. Nu mai e portocalie. E crom pe mijloc. Și acum se mișcă mai repede, parcă, nu știu de ce. Am luat roz de astea mai mari. Tăriți la cărat de aur. Ok. Oh, mamă. Ce bulan am avut că ne-am dat așa. I-am strâmbat ușa, dar puteam să-i strâng, să o strâng de tot. Unde ne-am trebuit să las eu asta? În garajul ăla? Ce? Mă, ce Dumnezeu? Uite-mă aici. Hai să ne uităm la următoarea mașină, unde ar mai fi. Na, ok, am făcut și misiunea asta, da, mersi. Hai să vedem, asta spune că misiune, da. Ultima misiune să fie marele scor. Aproape de casa lui Michael undeva. Acum unde e mai greu de zis. Păi câte sunt mai multe odată că nu pot să-mi dau seama. Părintele sunt pe Lester. Hey, Lester. First gauntlet's ready to go. Da, primul gauntlet e gata. Hai să încercăm să o găsim. Pe asta a doua, e o stradă mare pe mijloc, intersectată de altă stradă. Uite undeva cam pe aici, cred că e. Te super dacă mi-i împrumut și mie cazanul ăsta? Uite, aici e băutură acolo. E doar o mașină lor.
Hai să-i dăm acum. Să găsim celelalte două mașinuțe. Ho-ho. Chiar vreau să găsesc mașinuțele celelalte. Să vedem ce se mai poate întâmpla au. Mai am două mașini de găsit. Se pare că misiunile deja se scurtează din ce în ce mai mult. Ma, ce-o luai pe asta din plin? Scuteristul, ia uite-l. Ce merge el pe scuter, mă? Ce naiba scoate ăștia pe Fagio? Hai să găsim bravado gauntletul ăsta. Oh, ce-am dat un microfon, pardon, băieți. Microfon de la că și dau cu mâna pe față și dau peste el și... Na. Ce să faci? Uite-l pe prostul ăsta, ce faci, mă? Ia uite-l. Bijuteria lui tata. Caca. Trebuie să tunăm mașinuța. Nu e problema. Mergem acum la Los Santos Customs. O tunăm, o vopsim, o... Facem ce avem nevoie și... O parcăm. O să facem mare jaf aici. Uite-i pe fraiere ăștia, ce faceți, mă? Oh, greșit drumul. Nici am bonde să cobor, trebuie să mă întorc. Fuck. It, nigga. Du-te, mă, băgă-mi aș. Oh, nu mai trag, mi-au wanted, nanchef. Ia uite luna, ce frumos se vede ea. Nu știe ele să ce o să-l lovească mâine. Sau, când om da noi heist-ul. Păi zic că ăștia nu mă mai claxonează, aparent. Merg, what the fuck, s-a speriat aia. Ce mașină, un sentinel frumos tunat. Hai să... Punem de toate. Geamuri duble, cauciucuri antiglonț. Pe asta am făcut-o crom. Deja nu mai e mașina acolo, ha, păcat. Să vedem unde e a treia mașină. Frumos cromul ăsta, îmi place. Am făcut motocicleta lui Franklin pe crom. Opa. Uite garajul aici. Hai, mă, mișcă-te mai repede și tu. Mă apropii mai mult, uite așa. Au. Hai să părăsim mașina, să o lăsăm aici. Dă și mie mașinuța asta. Gata, sună pe Lester, am luat și a doua mașină. Încă un gauntlet, perfect. Mă, da, să se spun ca misiuni. Bă, nu, asta nu s-a mai pus 67, o să fie, cred că 68. Să ne uităm. Unde e locația cealaltă? O linie de metro de la intersecția aia. Undeva aici.
Cred. Mergem acolo și dacă noi acolo ne reorientăm. Cred că mai avem haste-ul ăsta mare și după aceea gata. Nu cred că mai avem mare parte din story. Nu, totuși știi cum rămâne cu Devin ăla. Îl plătim, dar ce naiba să-l plătim, că ăla are de 10 ori mai mulți bani decât noi. Poate aurul ăla de-l furăm. Poate. Posibil, ce să zic. Hai să vedem dacă o găsim aici. Mașina asta. Da, mă uit aici. Perfect, ma. Uite, lăsăm mașina asta aici. Polițiștii nu știu ce fac ăștia aici. Nu știu că am furat mașina pentru că n-are alarmă sau ceva. Iată un boschetar acolo, săracu. Hai să tunăm și mașina asta. Să vedem ce ne mai trebuie atât mașinile, dar fugim cu ele. Getaway. Și n-arată rău. Opa. Chet. Am evitat ceva acolo. Cât am putut și eu să evit. Faceți-vă loc, că trece boss-ul. Mai mulți oameni pe drum. I-am aruncat alea gunoi pe parbriz. Au trecut și pe fraierul. Ce respect, mă, regulile. Bă, bagă-te, bă, cu 200 pe aici. Uite, am 100 la oră în Bravado Gauntlet-ul ăsta. Muscle car, ce frumos au de motorul. Brr, ia auzi. Hopa. Ah. Am călcat o prostituat. Well, sunt curios câți bani avea alea, ca să vedem câți clienți a avut, adică... $12. Nici de primul număr nu-ți ajungă ea. Of course, nu ne interesează pe noi asta, hai să... modificăm cazanul. Stai, stai, mă. Armură, tot ce ne trebuie pe ea. O să facem silver, uite așa. Nu ne mai chinuim cu customizarea pentru că probabil o să le dăm foc după aia. Băga la bainele, nu, degeaba practic. Au venit și paramedici la scenă. Să resusciteze prostituata, lol. Crap on time, ia uite. Ce autobuz verde. Uite taxiurile lui Franklin. Autobuzule, asigură-te bă când ieși. Iată o rulotă, lol. Hai să băgăm mașina în garaj. Putem să plecăm acum. Ah, ce Dumnezeu, hai că... să-l sun pe Lester și după aia. Așa, îl sunăm și pe Lester. Ultima mașină. Am terminat cu ea. O să ne întâlnim la strip club, ei. Ia să ne uităm statusuri. Actually, mai avem două misiuni. Nu doar una. Actually. Uite mă, Gio a apărut la Trevor, ia cât am filmat. 44 de minute, hai să mergem la ăla cu Trevor, ăla m-a interesat, că aveam un J pe hartă și nu știam de el. Trevor e la mama naibii. Ia, Trevor ceartă cu bicicliștii acum, da, chiar nu merg cum trebuie ăștia. Dar să știu că nu-s departe de J-ul ăsta, e ok. Și că inima poate duce efort pentru că sunt eu în ea.
Da, nu poate să stea una pentru că e soția lui Martin, dar nu iubește foarte mult Patricia. Uite, m-a și sună. Trevor, e bine să vorbim. Gândurile mele sunt cu tine. Martin e, tratează bine, se poartă frumos cu tine. Ești un om dulce, Trevor. Patricia, chiar mi-e dor de tine. Trebuie să plec. Săraca Patricia. Au. Hai să vedem ce mai vrea Gio ăsta de la noi sau... Na. Josh. Ce mai vrea Josh de la noi. Și de la viața noastră. Ne apropiem de finalul jocului. Ia, poliția acasă aici. Uitați-vă la casa mea. Aha, a venit poliția să vorbească cu ei. Tony, uite-l pe Tony. Unde-i soția ta? Omul ăsta mi-a distrus casa. Acum m-a acuzat pe mine, fraierul. Tu mi-ai zis să o distrug. E un urmăritor. LOL. El mi-a să-i distrug casa. Păi el mi-a să-i distrug casa și acum dă vina pe mine că nu vrea să-i dă banii. Nu mai trageți mă sărăciilor. Și acum ghiși ce mă urmărește toată poliția din stat. Nu poți să te ascunzi de Trevor Phillips, o să te găsesc. Da. Știe Trevor ce știe. Încerc să fug de poliția vieții. Care mă urmărește peste tot, frate. Mă pot să-i distrug casa ca să mă prindă pe mine poliția. Pe bune. Fără aer e omul. O să-l sparg. Gata, am scăpat de poliție. Breach of contract. Ia să mai pui ceva la... Nu. Culmea. Chiar nu. Harta mi-a mai apărut ceva. Nici atât. Ce să zic? În orice caz, băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!